Amin. Dorim să mai citim încă un cuvânt din Cartea Evreilor. Evrei, capitolul 12. Citim trei versete. Versetul 1 în continuare. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne împășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor, o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Amin. Se pot ocupa locurile. Ne bucurăm pentru că suntem în casa Domnului. Era vorba aici de bucurie și mi-am adus aminte de ceea ce spune omul lui Dumnezeu vis-a-vis de bucurie. Spune aici, printre altele, în Psalmul 32, versetul 11, neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă. Scoate strigăte de bucurie toți cei cu inima fără prihană. Dacă n-ai inima fără prihană, nu te poți bucura. Poți să-i toți să-i spui să se bucure cel de lângă tine, din familie. Dacă nu e inima curată, nu se poate bucura. Sau eventual e o bucurie din asta așa efemeră, de suprafață. Versetul 1 din Psalmul 33 e o reluare. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul. Spune oamenilor fără prihane, leșade bine cântarea de laudă. Pentru cântare trebuie stare fără prihană, o trăire curată. Și un al doilea lucru, o a doua cerință în Iacov, cel cu inima bună, să cânte cântări de laudă. Inimă bună și stare de neprihănire. Atunci jertfa ajunge sus, dacă nu, nu ajunge sus. Nu se cere neapărat o voce cultivată, formată și bună, că noi asta urmărim de multe ori. Nu asta cere Domnul. Inimă bună și fără prihană. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Autorul epistolei către evrei câteva lucruri în virtutea, în limita timpului care îl avem, spune aici ca o reluare, dați la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne, mai întâi piedica. O piedică care nu-i dată la o parte azi, mâine, poi mâine, în timp ajunge să fie un obstacol de netrecut, un impediment foarte mare. Și acum versetul 2 este sugestiv. Zice să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Și eu aș vrea mai întâi trei lucruri în viața Domnului. Primul lucru, aș vrea să nu uităm că noi avem, Domnul Iisus a avut o direcție. Un al doilea lucru, a avut o țintă și apoi a avut un obiectiv. Care era direcția Domnului? Direcția Domnului era Ierusalimul. El știa ce l-așteaptă la Ierusalim, că pentru asta au venit. Eu pentru asta am venit, spunea Domnul. El nu încerca să se eschiveze. O mers înainte spre Ierusalim, foarte frumos. În Evanghelie găsim consemnat această înaintare a Domnului Iisus, această cadență pe care o a avut-o, ne spune de bună oară în Luca, capitolul 17, versetul 11, spune, Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Acum, când e vorba de noi, pentru că trebuie să ne uităm la El, și noi să știți că trebuie să avem neapărat o direcție. Care e direcția noastră? Direcția noastră trebuie să fie împărăția cerurilor. Căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprienirea lui Dumnezeu. Neprienirea lui Dumnezeu este Domnul Iisus Hristos.
1 Corinteni capitolul 1, versetul 30, și El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi, înțelepciune, neprienire, sfințire și răscumpărare. De aia spune să ne uităm la El, la Domnul Iisus țintă, ce-a făcut El. El a avut această direcție și trecem și noi, zice El, printre Samaria și Galileea, dar a urmat mereu înainte spre Ierusalim. Noi printre Phoenix, printre Arad, România, dar să nu uităm că trebuie să avem această direcție, direcția noastră trebuie să fie împărăția lui Dumnezeu. Tot în această idee spune tot în Luca, în capitolul 13, foarte frumos, zice versetul 22, Iisus umbla prin cetăți și prin sate, învățând pe norod și călătorind spre Ierusalim, spre Ierusalim din nou. Tot timpul, în capitolul 9, versetul 52, foarte frumos aici, zice, când s-a apropiat vremea în care Iisus avea să fie luat la cer și a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Foarte important și noi trebuie să avem o direcție. De-aia cuvântul ne învață, vedeți? Biblia ne spune, chemarea noastră este chemarea Domnului într-un fel. Tatăl l-a chemat pe Domnul Iisus și l-a trimis. Noi, la rândul nostru, suntem chemați de Domnul Iisus și trimiși. De-aia spune în Ioan, în capitolul 17, cum o chemat pe mine Tatăl, așa vă chem și eu pe voi. Cum o trimis pe mine Tatăl, așa vă trimis și eu pe voi. Dar în drumul acesta al nostru, noi trebuie neapărat să avem o direcție. Un al doilea lucru, Domnul Iisus a avut o țintă. Știți care era ținta Lui? Ținta Lui era Golgota. Golgota era ținta Lui. Ne spune Biblia că Domnul Iisus a înaintat mereu spre această țintă și a ieșit biruitor. Bătălia mare s-a dat la Ghețimani. La Ghețimani a fost bătălia. În momentul în care Domnul s-a ridicat de la rugăciune, El a mers hotărât, totul era rezolvat. Bătălia, să știți că se dă pe genunchi de multe ori. Acolo se dă bătălia. Când ieșim afară, în afara sferei și a perimetrului familiei, a cămăruței pe care o avem și a bisericii, noi trebuie aici, când ieșim, să ieșim siguri că Domnul ne-a ascultat, că Domnul o luat aminte și că avem biruință. Trebuie să avem o țintă. Și noi trebuie să avem neapărat o țintă. Ținta noastră trebuie să fie neprienirea Lui, Domnul Iisus Hristos. Ținta Domnului era Golgota. Ce-mi place extraordinar, Domnul Iisus în Golgota nu a fost un muritor acolo, un muribund. El a fost un stăpân, stăpân în iesle, dar stăpân și acolo pe cruce. El a fost stăpân, Dumnezeu, adevărat. Și în iesle, când s-a născut, a fost Dumnezeu, dar și pe cruce a fost Dumnezeu. Pe cruce au controlat evenimentele. Ne spune Biblia, acolo pe cruce, Domnul Iisus știa că nu s-au împlinit anumite lucruri care trebuiau să împlinească. Și a spus că mi-e sete. I-au luat un burete și l-au dus, l-au pus în oțet și l-au dus la gură să se împlinească ceea ce era profețit în această direcție. Pe cruce, Domnul s-a comportat ca un stăpân. S-a întors spre Maria, mama lui, și a spus, femeie, iată fiul tău, îndreptându-se spre Ioan. Și în același timp, i-a spus lui Ioan, iată mama ta. Pe cruce l-a mântuit pe acel tâlhar. Nu s-a lăsat provocat, noi ne-am lăsat provocați. Și de multe ori m-am gândit, eu zis, unul din tâlhar, dă-te jos de pe cruce, mântuiește-te pe tine și mântuiește-ne și pe noi și toți vom crede în tine. Putea să o facă categoric, dar nu a făcut-o. Domnul putea orice, dar nu a făcut orice, a făcut numai ceea ce a trebuit să facă. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt necesare, de trebuință. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic să nu pună stăpânire pe tine. Este nemaipomenit să ai, să poți totul în calitatea pe care o ai de copil al lui Dumnezeu, dar să nu faci numai ceea ce trebuie. Numai ceea ce spune Dumnezeu, ce-a făcut El. De aia spune că trebuie să ne uităm țintă la El. Noi avem o direcție, o țintă și avem în ultimă instanță un obiectiv. Obiectivul nostru, aș vrea să nu uităm, dragii mei, este să împlinim tot ceea ce trebuie împlinit. După ce am împlinit tot ce trebuie împlinit, să spunem, suntem niște robi netrebnici. Am împlinit ce eram datori să împlinim. Domnul Iisus acolo pe cruce, îmi place foarte mult acest lucru, stăpânul care murea pentru omenirea întreagă.
Și jos la picioarele crucii, omul, creatura mâinilor lui, micimea lui, trăgea la sorți pentru cămașa lui. În micimea lor, în micimea omului. Stăpânul murea pe cruce, își dădea viața și jos la picioarele crucii trăgeau la sorți pentru cămașa lui. Dar Domnul i-a iubit și îmi place acest lucru. I-a iubit pe ei săi și i-a iubit până la capăt. În continuare ne spune Biblia, cuvântul Domnului aici, foarte frumos în autorul epistolei către evrei, în textul nostru, ne spune printre altele, versetul 3, uitați-vă dar cu luare aminte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor, o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre, foarte important. 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 1, acolo Apostolul Pavel reia această idee foarte frumos și în seara aceasta ne spune și nouă, zice, de aceea, fiindcă avem slujba aceasta după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. E mare lucru ca un om, zicea un mare gânditor, să rămână mereu acela, să nu obosească. Am început-o cu mare elan, dar acum, după ani de pocăință, cum suntem? Mai avem râvna care am avut-o? Ne mai rugăm așa cum ne-am rugat? Foarte interesant, până la botezul cu Duhul Sfânt, tot strigă, insistă, mijlocesc, vin înaintea Domnului, în stăruință. Dar ideea este că și după ce ai fost botezat cu Duhul Sfânt, cel puțin tot la fel trebuie să rămâi în rugăciune. Tot la fel. Eu de multe ori și în alte părți am spus și la noi, botezul cu Duhul Sfânt nu e un apogeu. Nu e un apogeu, e doar un început. E doar un început. Așa ne spune Biblia. Auziți-mă ce spune în Efeseni de bună oară. În cartea Efesenilor ne spune aici omului Dumnezeu Pavel în felul următor. Și voi după ce ați auzit versetul 13 din capitolul 1, după ce ați auzit cuvântul adevărului Evanghelia Mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Noi știm când au fost, cum s-au pus bazele bisericii din Efes. Pavel a ajuns la Efes, acolo a întâlnit 12 bărbați și a pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Au început să vorbească în alte limbi și proroceau. Pavel a stat acolo un an și 6 luni, a predicat Evanghelia, s-a întemeiat biserica și a mers înainte. Dar acum Pavel, după ce își aduce aminte de această lucrare, auziți ce le spune. Versetul 15 spune, de aceea și eu de când am auzit despre credința în Domnul Iisus care este în voi și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumire pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Dar și-au fost botezați cu Duhul Sfânt și-au prorocit. Dar nu era suficient Duhul care îl aveau? Nu. A fost un început. Ei trebuiau să, în continuare să meargă. De aia spune că în Hristos sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. În El îi locuiește trupește, spune Pavel în Coloseni, versetul 8 și 9, toată plinătatea Dumnezeirii, voi aveți totul de plin în El. Ce binecuvântări are El pentru noi, dar nu știu cât noi dorim să intrăm în posesia Lor. Zice aici în continuare, să vă lumineze ochii inimii, să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți, și care este față de noi credincioși și nemărginita mărimea puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui. Ce binecuvântări are Domnul pentru noi. Și acum le aduce aminte aici autorul epistolei către evrei, le spune ca nu cumva să cădeți, să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Când poți să cazi de oboseală, câteva lucruri doar așa, le amintesc, tangențial. Când poți cădea de oboseală? Când lipsește Duhul în lucrare. Dar atunci și distorsionez, că acolo Pavel în Corinteni spune, să nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu. Iar în capitolul 2, versetul 17, cum fac cei mai mulți? Deci cuvântul poate fi stricat. Știți când este stricat? Când lipsește Duhul în lucrarea pe care o facem. Pe autorul cuvântului este Duhul lui Dumnezeu. Oamenii n-au vorbit de la ei, sunt sub impulsul și călăuzirea Duhului. Dacă nu-i Duhul care să ne dea lumina asupra voiei Lui, îl distorsionăm, îi dăm o interpretare greșită. Și la un moment dat obosim, la un moment dat, sigur, îl stricăm. Deci am vrea să nu uităm, când lipsește Duhul, lipsește și dragostea implicit.
Și la un moment dat nu mai poți să înaintezi și ai obosit, o lași mai încet. Azi mai încet, mâine mai încet și la un moment dat parcă ești dezbrăcat, despoiat, dezbrăcat, decopertat de putere. Deci am vrea să nu uităm, atunci când lipsește Duhul, sunt foarte multe texte care scot în evidență această lucrare. Un alt lucru, un al doilea, când cădem de oboseală, atunci când noi contabilizăm ceea ce facem. Când contabilizăm, există cineva care contabilizează. Contabilizez eu, s-ar putea să nu mai contabilizeze el. Aș vrea să nu uităm, dragii mei, Domnul are o evidență absolută și a pașilor noștri. El numără pașii noștri a vieții noastre de pribeag. El pune lacrimile în burduful lui, extraordinar. Și lacrimile sunt în burduful lui și le are în evidență. El are, zice, omul va da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl va fi rostit din gură. În Habacuc spune, printre altele, că el vine și spune omului până și gândurile lui. Gânduri pe care le am aici și nu le pot materializa, nu le pot pune în practică că n-am ocazia. De vor fi gânduri bune și alea Domnul le aduce și îmi răsplătește și pentru ele. De vor fi gânduri rele și alea le are în atenție. Și sigur în ziua aceea când va răsplăti și alea Domnul le are în calculul lui. De aceea aș vrea să nu uităm, dragii mei, să nu contabilizăm. Am fost în atâtea biserici, aud uneori, frate, zice, atâtea biserici anul ăsta, atâtea zile de post, asta deja e un pas cu stângul. Nu-i să te laude altul, spune Biblia, nu gura ta, un străin și nu buzele tale. Știi ce spune acolo în Psalmul 139? Foarte interesant. Zice, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei, mântuirii. Când sunt pe o cale rea? Atunci când apare mereu eu în vorbirea mea, când mereu încerc foarte subtil să mă scot eu în evidență, nu-i admis așa ceva. De-aia spune, uitați-vă țintă la el, ce văd eu la el printre altele? O stare de smerenie extraordinară, o stare de smerenie. Întotdeauna Domnul încerca să-l scoată în evidență pe Tatăl. Cuvântul este al Tatălui, lucrările care le fac nu sunt ale mele, sunt ale Lui. Cine m-a văzut pe mine, Filipe, l-a văzut pe Tatăl, atât de bine l-a putut și atât de fidel l-a putut reprezenta Domnul pe Tatăl, încât era în el. Cine l-a văzut pe Domnul, l-a văzut pe Tatăl. Nimic în plus, nimic în minus. Eu doresc pentru noi, Dumnezeu, să ne binecuvinteze. Doamne, ajută-ne să te putem reprezenta cu demnitate. Ajută-ne, Doamne, să nu obosim. Când mai obosesc? Știți când? Atunci când aștept răsplătire aici. Să faci binele, că aici e foarte subtilă lucrarea, să faci binele fără să aștepți răsplătiri. Și chiar dacă îți răsplătește cu rău, i-ai făcut bine și el s-a făcut rău, fii liniștit, mergi înainte. Există un cineva care contabilizează totul, are în evidență, toate lucrurile le are în atenție. Și vine ziua răsplătirii. Să știți că răsplătirile nu sunt aici. Cine dă Domnul aici, cineva spunea că e doar un bonus, ceva așa, ușor. Dar adevăratele răsplătiri în ziua aceea, zice, le primim de la Domnul, din mâna Lui. De aia spune Pavel lui Timotei să se lupte, să meargă înainte, să aibă în vedere, în obiectiv, această lucrare frumoasă în ziua aceea. De să nu contabilizăm, să nu așteptăm răsplătiri. Și apoi încă un lucru, știți când mai obosim? Când rezultatele nu sunt pe măsură. Nu le vedem pe măsură, așteptăm anumite rezultate și nu le vedem pe măsură, pe talie. Domnul le vede pe toate, noi sigur că avem părerile noastre și înțelegerile noastre, dar dincolo de noi, dacă fac lucrarea fără vreun interes al meu și cu toată dăruirea și tot interesul să fie pentru slava Lui, El știe cum să lucreze și El este Cel ce binecuvintează lucrarea. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, știți care era bucuria pusă înainte? Biserica Lui. Pentru biserica Lui, a văzut rodul suferințelor Lui, a văzut biserica, poporul care îl slujește și laudă pe Dumnezeu, toate le-a anticipat, păi Domnul vede și veșnicia, toate sunt în obiectivul și în privirea Lui. Și pentru aceasta El s-a bucurat, a suferit, a preferat să vină să împlinească tot planul celui preanalt. Doamne, noi ce vedem? Noi suntem limitați, dar totuși trebuie să avem un orizont. Un om care se întoarce la Dumnezeu, ăla trebuie să aibă un orizont spiritual, ăla trebuie să vadă mai mult, ăla trebuie să înțeleagă.
zice, pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Să ne uităm țintă la el. Câteva lucruri să le mai amintesc cu privire la uitându-ne la el țintă. Ce putem descifra în viața Domnului? Pentru că când plecăm de aici, trebuie să plecăm cu ceva practic, cu hotărâri noi. Când venim aici, dacă nu am inima deschisă și să nu, dacă nu mă cercetez în lumina cuvântului care îl aud, n-am rezolvat nimica. Eu trebuie să mă cercetez și apoi unde văd că am carențe, lucruri care trebuie îndreptate, să iau hotărâri. Vin înaintea Domnului, El mă ajută. Dacă voi fi sincer, mă ajută. Sinceritatea are un rol extraordinar în problema mântuirii. Dacă voi fi cu inima deschisă, cu toată ființa mea, Dumnezeu dă biruință. Câteva lucruri vreau în continuare să le amintim. Să ne uităm țintă. La ce să ne uităm? În primul rând, la smerenia Domnului. La smerenia Domnului. Și trebuie să avem și noi o măsură de smerenie. Un standard de smerenie. Smerenia e terenul de unde cresc toate virtuțile posibile. Smerenia e un lucru mare. Știți ce spune Biblia de bună oară în cartea Filipenilor? Citim despre Domnul Iisus. Spune aici în capitolul 2, foarte frumos, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Versetul 7 zice, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Dar versetul 9 este sugestiv, de aceea există un de aceea și în dreptul tău. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume. De aceea, pentru că s-a smerit. Smerenia, veniți și învățați Matei 11, versetul 29. Învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Cu inima, din smerenia adevărată pornește din lăuntru în afară, până la exterior. Uneori oamenii spun, păi e smerit în inimă, dar inima noi o vedem prin exteriorul care se arată, prin modul în care vorbești, prin modul în care acționezi. O credință adevărată, dacă nu e materializată, în fapte nu există. Așa spune Biblia, fără fapte este moartă o credință, cât de mare ar fi ea. Totul este, trebuie să se vadă în ultimă instanță. De aceea am vrea să nu uităm și smerenia trebuie să se vadă. Știți ce spune Matei 5, versetul 3? Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Când zice acolo asta, înseamnă ferice de cei smeriți. Nu săracul duhul, săracul duhul un om mai slab, fără putere de a gândi prea mult. Dar acolo spune ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cel smerit. Cine se smerește va fi înălțat, cine se înalță va fi smerit. Pe Domnul Iisus l-a înălțat Tatăl, i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Și-a spus să stai cu mine pe scaunul meu de domnie. L-a pus Tatăl. Știți că a fost cineva care a dorit să fie să se înalțe? A fost diavolul și l-a coborât Tatăl, l-a coborât. Domnul l-a coborât în lumea noastră să ne ridice pe noi să fim acolo. Dar asta numai în contextul în care și noi îl urmăm pe El, ne uităm la El. Acum la noi mai încape încă smerenie, ce spuneți? La biserica dumneavoastră e o biserică smerită, Domnul să vă binecuvinteze. Dar încă mai încape la oricare dintre noi. Numai atunci când mă uit în oglindă și oglinda-i cuvântul. Cuvântul, numai în cuvânt, nimic în afara cuvântului. Nu o comparație unul cu altul, nu cu alte familii, ci numai în cuvânt. Și în mod special, cuvântul îl scoate în evidență pe Domnul Iisus. Uitându-mă la el, îmi pot vedea fizionomia vieții mele, mă pot cerceta. Îmi place mult, zice aici în psalmul 119, au zis, sigur, sunt texte foarte multe, dumneavoastră le știți, doar ceva amintesc. Spune aici în psalmul 119, vis-a-vis de această smerenie, spune cuvântul lui Dumnezeu, în versetul 67, până ce am fost smerit sau până ce nu m-am smerit, rătăceam, dar acum păzesc cuvântul tău. Versetul 71 este spre binele meu că m-ai smerit, ca să învăț orânduirile tale. Versetul 75, știu, Doamne, că judecățile tale sunt drepte, din credincioșie m-ai smerit. Ce frumos, dar să știți că când ne smerim, noi nu ne mai smerește El. Uneori când ne smerește El, simțim.
suferim mai mult. Dacă mă smeresc eu, nu mă mai smerește El. Ce frumos vorbește tot în această idee, pentru că suntem în Psalmi, de bună oară în Psalmul 25. Spune aici omului Dumnezeu, printre altele, versetul 8, Domnul este bun și drept, de aceea arată El păcătoșilor calea. El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea sa. El învață, are metodele lui de a învăța, de a se ocupa personal de tine și de mine. Eu doresc, Doamne, ajută-ne să ne uităm mereu la smerenia care ai avut-o Tu. Și apoi tot timpul să tindem la mai mult, tot timpul să căutăm să ne apropiem de Tine. Un al doilea lucru pe care vreau să-l amintesc, dragii mei, este neprihănirea. Trebuie să ne uităm la neprihănirea Domnului. Domnul a fost desăvârșit. De bună oară aici în Evrei, în capitolul 7, spune cuvântul foarte frumos, versetul 25 și 26. De aceea, și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Nimeni nu se poate apropia de capul lui de Domnul. Ieremia, capitolul 30, versetul 21. Cine ar îndrăzni să apropie de capul lui de mine, zice Domnul. El este un foc mistuitor, flăcări veșnice, tatăl luminilor, care locuiește într-o lumină de care nu se poți apropia. Zice, El locuiește în Psalmul 48, în fundul miază noapte, pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu. Și diavolul tocmai asta a spus, mă voi sui pe muntele lui Dumnezeu, în fundul miază noapte, voi sta alături de cel preanalt. O încerca să apropie de capul lui de Domnul și Domnul l-a coborât. Noi însă avem acces liber, eu de multe ori îmi zic, Doamne, ce frumusețe, sunt copil al lui Dumnezeu. În calitatea de copil eu mă pot apropia prin rugăciune, dar prin Domnul Iisus. Prin viața mea îi spun Tatălui și El mă ascultă prin Domnul Iisus. Totul este numai prin Domnul Iisus. Ce frumos, starea de neprihănire. Reluând aici în Evrei, în capitolul 7, de aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Versetul 26, și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri, în slavă și în glorie, pentru moartea care a suferit-o și pentru starea lui de neprihănire. Și pentru altele categoric, dar în mod special acum le-am amintit pe cele două, stare de neprihănire. El a fost desăvârșit în tot ce a făcut, în tot ce a lucrat, în tot ce a trăit. Aici autorul Epistolei către Evrei foarte frumos spune, în capitolul 3, versetul 1 și 2, de aceea, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și la marele preot al mărturisirii noastre, adică la Iisus, care a fost credincios celui ce l-a rânduit, după cum și Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. Moise ca slugă, Domnul Iisus ca fiu, în toată casa. La El să ne uităm. Tot timpul trebuie să mă uit la El. Mă uit, accept chemarea Lui din cer, chemare la mântuire. Dar apoi dacă e la mântuire și El vrea să mă ducă sus, neapărat trebuie să accept și cel de-al doilea lucru, starea asta de neprihănire. Acum, dacă ne verificăm noi în vorbirea noastră, niciun cuvânt nefolositor, nu e vorba de cuvinte porcoase, nu e vorba de cuvinte necuvincioase, dar niciun cuvânt nefolositor, zice omul, va da socoteală de orice cuvânt nefolositor. Totul vine din inimă, din lăuntru. Vorbiți între voi, dar cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești. Ce chemare înaltă! În familie nu concepem să ne avem stări tensionate, ceartă și așa mai departe. Trebuie să fie liniște, pace, armonie. Acolo unde este Domnul prezent și unde se urmărește mântuirea, nu altceva. Dacă primordial e mântuirea, pe categorică mă racordez la cuvânt și mă aliniez. Să nu uităm smerenia, smerenia de unde cresc, e terenul de unde cresc toate virtuțile sfinte. Primul lucru, starea de neprihănire. Dumnezeu dorește să avem această stare de neprihănire. Un al doilea lucru pe care vreau să-l amintesc fără multe comentarii este blândețea. De fapt, acolo în Fericiri spune, zice, printre altele, versetul 5, una din fericiri, ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul, cei blânzi moștenesc țara, Psalmul 37, versetul 11, și au belșug de pace. Dar Biblia spune că blândețea de bunoare și neprienirea sunt și roade ale Duhului Sfânt. Eu nu le pot avea dacă nu-i Duhul Sfânt.
Duhul Sfânt îl rodește în mine aceste stări înalte, dumnezeiești, ca să-i fiu plăcut. Atunci când mă rog să fiu ascultat, când cânt și laud pe Dumnezeu, cântarea să audă, să ajungă înaintea celui preanalt. Ce frumos! Noi nici nu ne imaginăm în cer la Dumnezeu ce e acolo, cum este El slăvit și binecuvântat de îngeri. Oștirea cerească, milioane, miliarde de îngeri. Zice, numărul lor erau de 10.000 ori 10.000 și mii de mii, 100 de milioane și mii de mii. Probabil că nu exista, nu putea să redea numărul lor, atât de mare este. Și toți îl laud acolo în cer. Iar noi pe pământ, cerul privește aici la biserica Lui. Știți că reprezentanța împărăției Lui Dumnezeu aici pe pământ, El are o reprezentanță. Reprezentanța Lui pe pământ e biserica Lui. E biserica Lui. Și biserica Lui, eu voi zidi biserica mea, e a Lui, nu e a unui om. Și zice, biserica Lui este în creștere. Până când se împlinește numărul mântuiților. Îi zic de multe ori, Doamne, îți mulțumesc că n-ai venit mai repede, că probabil nu aveam parte de mântuirea Ta, dar Tu ai venit, Doamne, ai îngăduit, zice, să credeți că îndelunga răbdare a Domnului Iisus Hristos este mântuire, după cum v-a scris și preiubitul nostru frate Pavel, ca și în toate epistolele lui. Ce frumos! Aș vrea să nu uităm, dragii mei, smerenia, apoi neprienirea, apoi blândețea, această floare rară, așa am numit-o eu, o floare rară. Zice, trebuie ca lacrimile pocăinței din fericiri, capitolul 5, zice, ferice de cei săraci în Duh, smerenia. Trebuie ca, apoi în continuare, ferice de cei ce plâng, trebuie ca lacrimile să ude terenul. Dacă nu se udă terenul după ce e semănat și rămâne uscat fără ploaie, nu crește nimica când e secetă. Trebuie să fie udat. Din punct de vedere spiritual, terenul smereniei trebuie să fie udat cu lacrimile pocăinței. El are în burduful lui ca să poată crește prima floare rară și aceasta este blândețea. Blândețea este un lucru mare și rar, rar. Sigur, în primul rând, blândețea începe din familie și apoi se lărgește sfera. Cu un om blând nu te poți certa, nu te poți certa. El întotdeauna are îngăduință, are răbdare și așa mai departe. Omul lui Dumnezeu, Pavel, de fapt, îi spune lui Timotei, în direcția aceasta, foarte frumos, auziți numai, și zice robul Domnului, versetul 24 din capitolul 2, din 2 Timotei, nu trebuie să se certe, nu trebuie să certe, ci el să fie blând cu toți, extraordinar, blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului. Ce frumos! Ce frumos! Doamne, umple-ne pe toți de blândețe! Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, să fie văzută. Mi-aduc aminte, cineva îmi spunea, frate Eugen, zice, când văd, zice, cum vorbește cu alții și când știu cum vorbește cu mine și în familie, zice, îs terminată, zice, nu mai am nicio bucurie. Nu se poate, din familie, de acolo pornește totul. Și apoi sfera se lărgește în biserică, în afara sferei bisericii, în fiecare zi, peste tot. Să nu uităm, deci, smerenia e primul lucru, neprienirea, apoi blândețea, un alt lucru, un al patrulea pe care îl amintesc este răbdarea. Să ne uităm țintă la Domnul, la răbdarea Lui, ori răbdat acolo pe cruce. Nu s-o lăsa provocat, nu s-o lăsa provocat în viață, în timpul vieții. Atunci când lor baciocorit, pentru că lor arunca cu pietre și de atâtea ori au vrut să-L ucidă cu pietre și Domnul a trecut prin mijlocul lor. El a știut când e timpul, toate le-a făcut la timp. Ce frumos când toate le faci sincronizat cu timpul celui preanalt. Vis-a-vis de această răbdare, auziți numai ce frumos spune Biblia. În 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 5 spune așa. Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu Tatăl și spre răbdarea lui Iisus Hristos. Spre răbdarea lui Iisus Hristos. Ce frumos! El a răbdat până la capăt, nu un timp. M-am pocăit de atâția ani, dar acum nu mai pot răbda, gata, am terminat, pun armele jos, am pierdut bătălia. Până la capăt eu trebuie să răb, până la capăt eu trebuie să rămân liniștit. Un al cincilea lucru fără comentarii este dragostea. Ea putea fi pusă chiar prima, sau a doua cel puțin, dragostea. Zice Ioan capitolul 13, versetul 1, zice, pentru că el i-a iubit pe ai săi, i-a iubit până la capăt, până la capăt.
Domnul i-a iubit pe ei săi, i-a iubit până la capăt. Dragostea cu dragostea de frați, zice Biblia în Petru, iubirea de oameni, extraordinar. Trebuie să ajungem acolo, bă, asta e o bătălie, o luptă. Să ne uităm țintă, păi el e ținta. Zice Ioan în epistola lui, cum a fost el, așa suntem și noi. Suntem așa? Iubim noi. Iubim pe cei de lângă noi. Trebuie și pe alții, și pe dușmanii noștri în ultima instanță. Și apoi un alt lucru care putem să-l mai amintim este bunătatea, să ne uităm la bunătatea Domnului. El a fost bun, eu îngăduit. Și ne îngăduie pe toți, îmi zic de multe ori, Doamne, Tu îngădui omenirea întreagă, dar eu îngădui pe fratele meu, pe cel de lângă mine. Ne îngăduim unii pe alții, eu mă bucur că aici vă îngăduiți, dar trebuie să ne îngăduim. Zice, ceea ce face farme cu unui om este bunătatea lui, bunătatea lui. Fiți buni unii cu alții, așa spune în Efeseni, capitolul 4, versetul 31. Fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul. Cum voi iertați el, așa iertați-vă și voi. Bunătatea e un lucru mare, e din Dumnezeu. Bunătatea este o roadă, toate sunt roade ale Duhului. Nu le pot avea și ele nu pot fi o realitate decât atunci când Duhul primează în viața mea și e prezent, nu teoretic. Nu că am fost botezat, eu știu când și am uitat deja. Am uitat și probabil că dezbrăcat. Eu mă pot verifica tot timpul, sunt sau nu sunt. Uitându-mă la oglindă, uitându-mă la cuvântul lui Dumnezeu. Recitesc cele trei versete și am încheiat, că timpul deja chiar l-am depășit. Spune, și noi fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martor, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Și să alergăm cu stăruință în alergarea, cu perseverență în alergarea care ne stă înainte. Noi avem o alergare până la sfârșit. Până la sfârșit, noi trebuie să rămânem constanți. Să ne uităm țintă în alergarea asta și în drumul acesta la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă dar culoarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor. O împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. După cum și eu am biruit și șed împreună cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Celui ce va birui, voi da o piatră albă și pe piatra asta albă este scris un nume nou. V-ați gândit și vă gândiți la acest lucru, extraordinar ce promisiuni are Domnul pentru noi, un nume nou. E scris de la întemeierea lumii, înainte de întemeierea lumii, în cartea lui. Totul după plan, totul este păstrat în taina lui Dumnezeu. Și el îmi dă, în ziua aia voi afla, doar în ziua aia voi afla numele care l-am acolo. În dreptul numelui meu am un nume nou scris acolo, nu de Eugen, nu, un alt nume. Un nume nou e acolo în cartea aceea și îl voi afla în ziua aceea, dacă îmi voi păstra demnitatea și verticalitatea, dacă îmi voi păstra viața curată și sfântă. Doresc Domnul să vă binecuvinteze. Pe de o parte, pe o altă ordine de idei, eu n-am venit ca să, aici în America, am venit pentru niște ordinări. 5 prezbiteri care au fost ordinați la Detroit și am venit și eu, am fost invitat la această lucrare. Cu această ocazie am făcut, fac așa un circuit și am ajuns la Happy Valley să, pe, și acest lucru să-l fac, să mulțumesc bisericii, fraților din conducere și întregii biserici pentru ajutorul care ne l-au acordat. Noi acolo am înaintat foarte mult cu lucrarea, după ce o ars, a fost o pagubă foarte mare, așa două vorbe numai ca să înțelegeți, noi am, de un an lucrăm acolo, am lucrat pentru autorizația de pompieri. Pompierii ne-au cerut multe modificări care trebuie să le facem și era aproape gata. În săptămâna care urma deja era totul gata și toate vizele le aveam din partea lor, totul era în ordine. Și un tânăr din biserică care a sudat, o scânteie care a căzut într-unul din scaunele, din băncile care erau adunate acolo la mijloc, în tapiserie, și în timp omocnit și noaptea la ora 1 a izbucnit flăcările și focul și în sfârșit au făcut stricăciuni mari, dar... Ce să spun, peste așteptări, Dumnezeu ne-a binecuvântat, frați care ne-au venit în ajutor, de atunci și până acum, în fiecare zi sunt la lucru 70-80 de meșteri din țară, din la diferite biserici, care au venit să pună mâna să ne ajute. Plus frații, din punct de vedere financiar, au fost deschiși. Nu mai vorbesc de biserica Happy Valley de aici.
un ajutor deosebit, Dumnezeu să vă răsplătească și Domnul să înmulțească. Vă mulțumim pentru toate și dorim, Doamne, ajută-ne să ne întâlnim cu toții în împărăția Ta și să fim cu toți împreună cu cei dragi ai noștri. Amin.